prin flexibilitatea și mobilitatea pe care le oferă organismului nostru, articulațiile trebuie protejate și fortificate încă din tinerețe pentru a preveni diversele afecțiuni care pot apărea și care ar putea împiedica desfășurarea unei vieți normale. Statisticile arată că incidența bolilor articulare este în continuă creștere și există peste 200 de boli care ne pot afecta articulațiile. Vestea bună este că prin exercițiu fizic, dietă sănătoasă, mișcare și postura corectă, putem preveni și chiar stopa multe dintre aceste afecțiuni. Să vedem și sfaturile medicului. Mai devreme sau mai târziu, rezistența picioarelor scade și apar durerile. Picioarele sunt alcătuite dintr-un sistem complex de articulații, ligamente și nervi. Acolo pot apărea leziuni, infecții sau alte probleme pe care, dacă nu le tratăm la timp, se pot transforma în afecțiuni grave. Durerile care sunt în glezne, fie genunchi, mai des shoulder. De obicei, este o problemă de artroză. Ce înseamnă artroză? Înseamnă o afecțiune a articulației. Cea mai des întâlnită cauză este problema degenerativă, sau cu alte cuvinte, îmbătrânirea articulației. Artroza are mai multe cauze. Durerile pot fi de scurtă durată sau constante și pot afecta întregul picior sau doar o anumită zonă. Primele semne a unei afecțiuni articulare, sigur că este, în primul rând, durerea, care apare periodic, inițial după anumit efort sau după o supra-solicitare. Un semn timpuriu este clacmentul articular. Asta ar fi scârțâitul sau pocniturile, exact. Da, deci pocniturile sunt un semn că în articulație ceva nu este de acum atât de bine sau atât de perfect. Afecțiunea poate apărea și pe plan genetic, adică dacă cineva din familie se confruntă cu boli de picioare, șansele sunt că, dacă nu veți preveni toate formele lor de apariție, s-ar putea să le preluați și dumneavoastră. Mișcarea este esențială pentru sănătatea articulațiilor. Înainte de sport, încălzirea este obligatorie pentru maximă elasticitate în ligamente și tendoane. Încălzirea ideală durează cel puțin 10 minute. Prima recomandare ar fi o gimnastică efectuat matinal, o sală de, sau un sport practicat, iarăși un sport echilibrat, perfect este în notul, deoarece noi în timpul notului sau în timpul practicii acestui sport oferim mișcare, dar fără supra-solicitare. Ceea ce duce la o alimentare, la o vascularizare bună a articulației, duce la un echilibru a tonusului muscular. O durere care persistă mai multe zile sau se accentuează după un efort fizic este alarma care ne trimite la doctor. În acest caz se cer examinări și recomandări cât mai rapide pentru tratament. Altă măsură ar fi utilizarea condroprotectoarelor. Utilizând aceste preparate, deci noi oferim organismului surplus de material de construcție și organismul poate să-și refacă, să-și îmbunătățească, deci ceea ce pe parcursul activității sau a vieții noi deteriorăm. Efort fizic exagerat, greutăți prea mari, ridicat, sedentarism și un organism cu prea multe kilograme sunt factori care pot genera probleme. Sedentarismul este unul din factorii negativi prin aceea că o articulație care nu se mișcă, ea nu se alimentează. Deci nu primește substanță nutritivă. Și aceasta este negativ, o influență negativă asupra cartilajului articular. Și odihna ajută. O baie fierbinte relaxează musculatura și încheieturile. Vitaminele din grupul B ajută la reducerea inflamației și a durerii articulare. Se recomandă un meniu cu semințe de floarea soarelui, ouă, soia, grâul încolțit, cereale integrale, linte, alune și banane. Nu exagerați nici cu prea multă cafea, fiindcă asta slăbește densitatea osoasă.